Seli îl critică dur pe Irinel Columbeanu, după ce a ajuns la sapă de lemn, șmecherie, darțile și cauți. Influencerul a avut ceva de spus și la adresa Monicăi Gabor Seli, deloc bâlând față de situația în care se află Irinel Columbeanu însă, deși au fost mulți care i-au plâns de milă de când situația lui financiară a ajuns publică, au fost și oameni care cred că, de fapt, ir și-a făcut-o cu mâna lui. Printre cei din urmă se numără și Seli. Influencerul a vorbit recent în online despre situația pe care o traversează Irinel Columbeanu, fără a fi prea bulând cu fostul afacerist. Tânărul spune că, de fapt, Irinel Columbeanu culege acum roadele extravaganțelor făcute an la rând, atât în afaceri, cât și în viața personală și amoroasă. Părerea lui este că Irinel Columbeanu trebuia să devină cumpătat imediat ce a ajuns să mai aibă în conturi doar un milion de euro lucru pe care nu l-a făcut, căci nu își prevestea o astfel de bătrânețe. Ceea ce face ca acum să trăiască la limită, în azil, urmărit, parcă, spune Seli de ghinion, căci tot ce a avut s-a dus pe apa sâmbetei. Ploua și a pierdut 150 de milioane de euro. A plouat în beton. Dacă a fost așa relaxat și în anii ăia, înțeleg cum i-a pierdut. E nașpa să fi numit fost om de afaceri. E aiurea să pierzi atât. Eu la 1 milion rămas ziceam că gata, mă retrag și aia e, pe plan personal el nu s-a oprit din extravaganțe. El a dat foarte mulți bani pe femei. El nu știa câți bani are, era greu să le evalueze și cred că prețurile la imobiliarele lui au scăzut fix atunci. Pare că a fost blestemat. Eu mă opream la 1 milion și îmi trăiam viața. Chiar ghinion a avut omul ăsta. Uite cum era și cum a ajuns azi! Cine a fost omul ăsta, câți bani a avut? a spus Selii într-un vlog de-al lui.